Salut prieteni și bine v-am regăsit la un nou clip. Cu voi astăzi este Bogdan. Astăzi nu o să vorbim despre o frizură celebră sau o frizură a unui fotbalist sau unei persoane celebre. Astăzi o să vă explic niște genuri de frizuri pentru părul ondulat și pentru părul creț, pentru că mulți dintre voi mi-ați cerut. Așa cum v-am obișnuit și până acum, dacă strângem la acest clip 800 de like-uri, eu o să filmez următorul video și îl voi posta pe canal. Așa că aștept like-urile voastre la acest videoclip. Ok, o să vă arăt câteva poze pe rând și o să vorbesc despre fiecare poză în parte și o să vă explic câteva chestii despre aceste tunsori. Prima poză aș recomanda-o mai mult părului negru pentru că este o frizură foarte frumoasă care se vede foarte bine pe părul negru. Spun asta pentru că ajută foarte mult părul negru la acel contrast de piele aici, partea de jos fiind luată cât mai scurt și se face acel contrast de la 0 la partea neagră de aici. Având părul negru se vede foarte bine, după cum observați și în această fotografie este o frizură destul de ok, deci îmi place foarte mult, mai ales pe părți cum este luat. Iar sus, dacă observați, are părul creț, este un păr scurt, nu trebuie să ai un păr foarte mare. E o frizură foarte ușor de aranjat, aveți nevoie de o ceară, de o pudră de păr sau depinde cu ce vă dați voi. Nu trebuie să puneți așa mult preț pe aranjatul acestei frizuri pentru că nu este o frizură clasică sau o frizură în care trebuie să stea părul exact fix, fir cu fir. Tot ce trebuie să faceți la această frizură, mă refer la partea de sus, luați puțin gel, puțină ceară, depinde ce folosiți și băgați mâna în păr și frecați foarte bine părul. Ideea este să nu aveți părul foarte mare, să se poată așeza foarte ușor. Cât despre partea de jos, cum este luat, jos este tuns cu 0, dar nu este până sus cu 0. Dacă observați, partea aceasta albă care se vede, doar porțiunea cu alb, este luat cu 0. După aceea urcă treptat cu numere mai mari să facă acest contrast de la piele la părul mai mare aici sus. Atenție, când vă duceți la frizer, spuneți să pornească cu numărul 0, să nu se ducă cu numărul 0 până sus, însă până unde te ia cu numărul 0, să nu se cunoască acea dungă, deci nu te ia cu numărul 0 și după aia bagă alt număr. Ei, între 0 și acele numere să nu se cunoască dunga aceea când pui mâna să se simtă. Să se simtă așa pierdut când pui mâna de la 0 la numerele de sus. Recomand celor care au părul negru și care au părul creț, după cum vedeți și în această fotografie vine foarte mișto, nu aveți nevoie de un păr mare așa cum v-am mai spus. Skin fade, așa se numește această frizură. Imediat o să vă arăt o frizură și pentru cei care au părul creț și au părul blond. Aceasta este frizura pentru părul blond, mie îmi place foarte mult cum îi stă sus, este genial aranja părul sus. Nu este tot așa, nu este greu de aranjat, aveți nevoie de un păr puțin mai mare ca în prima fotografie, însă se aranjează foarte ușor, chiar dacă ai părul ondulat sau părul creț. Tot ce trebuie să știți este că partea de aici din spate să fie puțin mai mică ca cea din față, ca să se aranjeze ușor în spate, să nu stea așa țep, să stea aiurea, să se aranjeze ușor, pentru că de obicei este dificil să aranjezi părul în partea din spate, pentru că acolo se găsesc de cele mai multe ori vârtejuri. Tot așa, aveți nevoie de un gel bun sau de o ceară să vă aranjați părul. Este foarte ușor de aranjat. Vă dați în mână, frecați foarte bine, băgați în păr, frecați părul să fie cât mai dezordonat. Deci este o frizură mai old school care nu necesită așa multă atenție. După cum vedeți în fotografie, stă foarte, foarte fain. Deci, sincer, îmi place foarte mult cum îi stă. Iar partea de jos este luat. Bineînțeles, puteți să vă luați jos și cu numărul 1 și cu 0. Și cu 0.5 depinde de preferințe, însă el este luat începând de la numărul 0, dar nu mai este luat ca în prima fotografie așa de mult urcat cu numărul 0, este luat foarte, foarte jos cu numărul 0, apoi numerele cresc, este un pierdut foarte frumos. Ok, să trecem la următoarea fotografie. Este vorba tot de frizura skin fade, după cum puteți observa și în părțile laterale. Este luat tot cu 0, așa cum v-am explicat și în prima fotografie, însă are, dacă observați, o dungă făcută cu briciul. De obicei, dunga ajută la așezarea părului, deci se așează mult mai ușor părul într-o parte cu acea dungă. Vine mișto, chiar vine foarte bine. Sus, tot așa, părul din spate este luat mai mic, iar părul din față lăsat mai mare și este puțin lăsat pe frunte. Câteva șuvițe, dacă observați, așa, puțin într-o parte. Mie mi se pare că vine destul de ok, îmi place și ideea cu dunga,
Îmi place și cum este luat aici în părți. În partea de jos este luat cu 0, așa cum v-am explicat și în prima fotografie. Apoi partea de aici este dată așa, într-o parte, este dată în jos. Deci trebuie lăsat părul puțin mai mare aici pentru a-l putea da puțin în jos. Să se facă oarecum o cărare, să puteți să dați părul puțin în jos. Am ales să vă arăt aceste poze pentru că sunt unele din cele mai căutate frizuri la ora actuală. Cam atât cu episodul de astăzi. Cu voi a fost Bogdan. Vă urez o zi cât mai frumoasă. Nu uitați să dați un like la acest clip pentru că atunci când voi strânge 800 de like-uri, voi reveni cu un următor video. Până atunci aveți grijă de voi și ne vedem la un nou videoclip. Pa!